imaginea lui Iisus Hristos. Da, așa mă mănâncă pe mine să-mi pun întrebări și să caut răspunsuri. Știți, vorba aia, crede și nu cerceta, e pentru liniștea noastră, că nu-mi place deloc ce am găsit. În secolul al XV-lea, portretul lui Iisus Hristos a fost făurit, pictat de Leonardo da Vinci. La cererea papei din acea perioadă, Alexander al IV-lea, pe numele lui real, Rodrigo Borgia, de ce vă spun numele, care are o foarte mare relevanță. Ce nu știa papa e că Leonardo da Vinci era homosexual, asta spun istoricii. Și acesta și-a ales ca model pentru portretul lui Iisus Hristos chiar pe iubitul lui. Cum îl chema? Cezare Borgia, da, fiul nelegitim al papei. Pe vremea aia homosexualitatea era pedepsită cu moartea, așa că asta a făcut un semn de protest. Bineînțeles că i-a modificat trăsăturile, l-a făcut cu părul mai lung, ochi albaștri, ten alb, divin. Oamenii de știință, antropologi, au făcut cercetări cum ar fi arătat Iisus în perioada aia și cam așa au reușit să recreeze imaginea sa. Însă, toate religiile creștine au preluat această imagine și de-a lungul secolelor au întipărit-o atât de bine în ochii oamenilor încât nu mai poate fi ștearsă. Și filmele făcute despre Iisus Hristos, personajele au trăsături similare cu cele din picturile lui Leonardo da Vinci. Și încă o chestie. În Biblie, curcubeul a fost creat de Dumnezeu ca un legământ al promisiunii sale față de Noe că nu va mai exista un al doilea potop să șteargă rasa umană de pe pământ. Însă în zilele noastre este folosit ca simbol al homosexualității. Acum, bă băieți, eu am cercetat, am găsit, nu mi-a plăcut. Dacă voi aveți și alte cercetări, vă aștept să-mi spuneți în comentarii. N-am nimic cu nimeni, pur și simplu asta am găsit, asta vă zic. Vă pupă și să aveți o zi mișto.